Pentru că n-am avut timp. Păi pentru că am o vârstă destul de înaintată. Pentru că nu mi s-a oferit șansa. Școala, în primul rând. Privit prin ochii multora dintre concetățenii noștri, voluntariatul pare o utopie. Un vis frumos, dar naiv. Un vis de tinerețe. Un concept de import sau, dimpotrivă, o reminiscență a trecutului. Nevoile societății românești, locale sau naționale, sunt nenumărate. Și ne dorim cu toții ca realitatea din jurul nostru să fie mai luminoasă, mai sigură, mai echitabilă. Am început să lucrez ca și voluntar de foarte multă vreme. Dincolo de job, mă rog, cercul de prieteni, trebuie să mai fie și ceva. Nu știu, ai putea să faci orice altceva, să citești, să înveți limba străină, să sari coarda, să, nu știu, orice altceva. Dar tu alegi să fii voluntar și să faci o muncă pentru un folos cuiva, fără să aștepți nimic altceva în schimb. Mă simt o persoană câștigată. Nu contează bagajul de cunoștințe cu care vii în această lume. Important este să-ți dorești să cunoști ceva frumos. Eu m-am descoperit pe mine. Vă spun, cu elevii am făcut foarte mult, dar aici m-am implicat altfel. După perioada de 3 ani de voluntariat, cei din organizație m-au apreciat și m-au și angajat. Voluntariatul mi-a deschis multe porți și cumva m-a pus în niște situații din care am ieșit și acest fapt mi-a adus multă experiență, ce mă ajută în continuare. Fac ceva pentru mine, în primul rând, să dorm liniștit noaptea, să particip cu ceva la țara asta, să fac ceva pentru compatrioții mei, dar toate astea înseamnă să fac în primul rând ceva pentru mine, să-mi fie mie mai bine în locurile astea. Dincolo de responsabilitățile clasice ale fiecărui cetățean, de tipul a-ți plăti taxele și impozitele și a face ce zice legea că trebuie să faci, cred că stă în mâinile fiecăruia dintre noi să facem lumea din jurul nostru mai bună și mai ales cred că nu trebuie să așteptăm să vină statul sau primarul sau senatorul sau deputatul să ne pună flori în casa, fața casei și să facă curățenie. Întrebări pe care ar fi bine să ți le pui sunt: ce anume mă pasionează cu adevărat? Cât timp sunt dispus să investesc pentru asta? Ce vreau să ofer ca voluntar? Sau ce vreau să învăț? Apoi, cu puțină perseverență, poți găsi organizația cărei viziune o împărtășești. Servicii sociale, protecția mediului, cultură, sport, protecție civilă, drepturile omului, dezvoltare internațională și lista continuă. Sunt doar câteva din domeniile în care organizația, adesea și cu ajutorul voluntarilor, derulează proiecte menite să aducă o schimbare în bine în România. Partea frumoasă este că poți aloci oricât timp. Poți aloci poate zilnic 4 ore sau, dacă nu ai timp și tot vrei să faci ceva, poți să aloci o zi sau 2-3 ore pe lună sau pe an sau poate în viață. Voluntarii nu trebuie să facă tot ceea ce li se cere, ei au dreptul să spună nu, să își aleagă activitatea, tipul de activitate pe care vor să o facă, să decidă asupra unui orar care să li se potrivească. Orice relație se bazează pe respect reciproc, iar o responsabilitate asumată trebuie dusă până la capăt. Voluntariatul îl poate face oricine, important este să fie foarte conștient că acest lucru implică seriozitate, chiar dacă este o muncă care nu se plătește. Primul an în care m-am implicat eram încă student. Apoi în al treilea an am lucrat și era deja, îmi intrase așa în sânge, ca să zic așa, și mi-am luat concediu de la serviciu ca să mă implic. Voluntariatul te conectează nu doar la nevoile comunității, ci și la oameni. Iar atunci când se adună la un loc oameni animați de o pasiune comună, distracția și prieteniile nu se lasă așteptate. Pur și simplu aici am cei mai mulți prieteni, am făcut cele mai frumoase activități, cele mai frumoase proiecte. Și aici e de fapt prima mea casă și casa adevărată este de fapt a doua casă. Da, e Ionescu. Ce cereai în petiție? Eu nu ceream nimic. Cum? Nu era petiție. Da, cui? A unui prieten. Care prieten? În multe țări occidentale, cei care își oferă timpul și experiența ca voluntar sunt adesea adulți și chiar vârstnici.
Și pentru seniorii români, voluntariatul devine din ce în ce mai mult o oportunitate de a-și regăsi satisfacția de a fi utili. Consider că noi avem mai multă experiență, suntem mai înțelepți și cu mai multă răbdare. Și reușim în felul ăsta să ne ajutăm unul pe altul. În România, majoritatea voluntarilor sunt tineri și mulți dintre ei iau contact cu lumea ONG-urilor din timpul facultății. E foarte util pentru un student să se implice pentru că descoperă o lume nouă, are șansa să organizeze evenimente, să fie responsabil de anumite părți a unui eveniment, învață foarte multe. Voluntariatul este educație, este de fapt o investiție în propria dezvoltare. Poți să înveți foarte multe lucruri pe care altfel sau în sistemul de învățământ formal nu ai cum să le înveți. Așa cum încă se mai confundă și voluntariatul cu filantropia, pentru mulți nici diferența dintre voluntariat, practică sau internship nu e prea clară. Beneficiul ultim al voluntariatului este orientat spre comunitate, pe când în cazul celorlalte două, beneficiul este al tânărului care se dezvoltă. Primul avantaj pe care l-aș numi și pe care cred că l-ar numi orice organizație non-guvernamentală este faptul că îți aduce resursă umană, cea pe care nu o ai și niciodată nu este suficientă, mai ales atunci când lucrezi cu sute de copii. Al doilea avantaj aș crede că este diversitatea experiențelor. Voluntarul este un purtător de mesaj, este un purtător de valoare a organizației sau a organizației a proiectului în care lucrează. Organizațiile mari și cu tradiție îți pot oferi o paletă mai vastă de oportunități de voluntariat și au teoretic o mai bună capacitate de a gestiona voluntarii. Pentru un voluntar să lucreze într-o organizație care de-a lungul a 50 de ani și-a dezvoltat sisteme, și-a dezvoltat o adevărată cultură organizațională, cred că e o experiență interesantă. Nimic nu întrece însă infuzia de entuziasm pe care o trăiește alături de organizațiile de tineret. Așadar, nu le ocoli. Ai loc mai mult de inovație, să-ți pui în practică ideile tale și poți mai mult să te implici și să aduci inputul tău. Sau dacă simți că acea cauză care te interesează e pur și simplu insuficient abordată, poți iniția chiar tu un mic proiect împreună cu câțiva prieteni entuziaști. Vreau să ajut foarte multe animale, care, mai ales animalele fără stăpân. Atunci am zis o asociație, poate sensibilizează, trezește conștiințele celor care vor să facă ceva pentru animale și în ideea asta am înființat asociația. Însă nu doar ONG-urile pot implica voluntari în serviciile pe care le oferă comunității, ci și instituțiile publice. Cel mai mult m-a sprijinit organizația în care eu am început să fiu voluntar aici la Cluj, pentru că m-a îndrumat înspre Direcția de Protecție a Copilului și m-am dus acolo orbește și am cerut informații despre ce pot să fac. Am spus, eu vreau să fac ceva, am timp, am energie, am voință, am tot ce cred eu că îmi trebuie, spuneți-mi ce pot să fac. Termenul de voluntariat corporatist este o traducere oarecum inexactă. Termenul corect ar fi voluntariatul sprijin de angajator sau voluntariatul angajaților, pentru că de fapt la asta se referă, la contribuția comună a angajatului care își oferă timpul și a angajatorului care dă din timpul de lucru al angajatului. Uneori însă implicarea angajatorilor nu pornește de la simple politici de responsabilitate socială puse pe hârtie, ci de la oameni pasionați, care își conving prietenii, colegii și uneori chiar și angajatorii să se implice la rândul lor în acțiuni comunitare. Oamenii văd un exemplu, se mobilizează altfel. Poate că n-au idei, poate că n-au inițiativă, poate n-au timp, dar se ia microbul de la unul la altul, cred. În România anilor 90, în timp ce organizații internaționale ne trimiteau voluntari străini, ONG-urile românești începeau la rândul lor timid, dar neabătut, să implice voluntari locali în activitățile lor. Ceva mai târziu începeau să apară și primele centre de voluntariat. 2001, anul internațional al voluntariatului la inițiativa ONU, a dat un impuls esențial mișcării de voluntariat din România. Pentru a marca 10 ani de dezvoltare în această direcție, Uniunea Europeană a declarat anul 2011 drept anul european al voluntariatului. Ne așteptăm de la acest an la foarte multe lucruri în România, respectiv la creșterea gradului de recunoaștere a valorii pe care voluntariatul poate să o aibă pentru comunitate. Recunoaștere atât din partea oamenilor care să dorească să se implice din ce în ce mai mult și recunoaștere mai ales din partea autorităților care trebuie să-și asume rolul de a sprijini dezvoltarea acestei mișcări.
Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat are capacitatea din ce în ce mai mare de a atrage și de a implica cât mai mulți voluntari, ceea ce înseamnă pe termen lung că vom crește implicarea voluntarilor, vom crește impactul pe care aceștia l-au în comunitate și vom crește mai ales gradul de recunoaștere și de înțelegere a valorii pe care voluntariatul o aduce fiecarei societăți și nu în ultimul rând individului care se dezvoltă pe sine implicându-se într-o astfel de activitate. Marele impact al anului european al voluntariatului este plasarea subiectului voluntariat cât mai sus pe agenda publică, atât la nivel european, pe de o parte, cât și la nivel național. Fi voluntar este ceva ce poate să pară cel mai mulți dintre noi ca fiind ceva normal. Voluntarul e un om cinstit, cu conștiință, un tip care înțelege și modern, un tip care înțelege că făcând ceva pentru ce se întâmplă în jurul tău, te servești pe tine. Și e foarte important de înțeles lucrul ăsta.